Sebastian i-a rupt tot, Ponta nu mai asculta, a fugit prin Turcia, i-a pus piciorul în gips, a făcut tot felul de nezet de reveni video. Sebastian i pare să devoaleze un plan mai puintiut despre viitor Ponta, de la acea vreme, existau zvonuri. Conform afaceristului fugit în Serbia, Ponta a devenit oim pentru ce nu mai asculta, le sunsese în leag ce cei de care fostul premier nu mai asculta nu erau nici de cum membrii din PSD. În plus, le abordează ciudatul episod al opera ei la picior pe care a suferit-o Ponta în Turcia. A fugit prin Turcia, i-a pus piciorul în gips, a făcut Ponta tot felul de nezet de reveni ca să-i pună în dificultate i se-i întârzie, a adâncit, i mai tare, misterul, i. Ponta a devenit intim, nu mai era dorit premier pentru ce nu mai ascultai președintele, pe de-o parte, Coldea pe de alt parte, Ali pe alt parte, îi doreau postul de premier, mult bani și mult putere. Unii îl voiau pe dântu, Dragnea se dorea pe el, Iohannis și ambasadele pe Ciolo, fiecare avea jocul lui. Ponta singur, influenat în diverse feluri de Gabi Oprea, bune sau rele, de Dragnea, de Ali, de zvonuri, a hotărât să cedeze. El era propus spre tăiere cu mult timp înainte, a fugit prin Turcia, i-a pus piciorul în gips, a făcut Ponta tot felul de nezet de reveni ca să-l pună în dificultate i se-i întârzie. El a jucat foarte bine politic. Acea cedare de guvern pentru un an a fost o capcană. Au venit nimeni de nicăieri, ia, ministrul zero, cu mine mi-a pământului, Ciolo, i-au făcut nimic. A spus Sebastian Ghi în partea a patra a interviului acordat lui Ion Cristoiu.